Vă spun bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației Organizației Județene a Partidului Social Democrat de a participa la obișnuita noastră conferință de presă de lună. Alături de mine o să-i rog să vină în fața dumneavoastră să prezinte ceea ce au de spus în preambulul activităților de precampanie pe candidații noștri la funcția de primar de la Titu. Îl avem alături de noi pe domnul Vlăduț Oprea, avem candidatul nostru la Mogoșani, avem candidatul la Crevedia. Dacă o să cuvinte necesar câteva aspecte din activitatea PES-ului, domnul Ciprian Amuza, și cu voia dumneavoastră o să fac și eu câteva precizări legate de ceea ce unii dintre dumneavoastră ați titrat că se desfășoară la PSD, și anume acea activitate de monitorizare a competitorilor noștri politici. Vreau să vă spun că nu facem acest lucru sau nu facem din asta niciun scop în sine, ci este o activitate care ne permite să semnalăm instituțiilor statului eventuale derapaje de la respectarea legii, să solicităm intervenția acestor instituții acolo unde avem semnale că legea se încalcă, și din păcate sunt din ce în ce mai dese și mai multe aceste semnale, iar tot legat de acest aspect o să vin cu câteva precizări punctuale legate de situații de încălcare a legii sau de eludarea prevederilor legale, cum la fel o să vin în fața dumneavoastră și o să fac apel la conducătorii vremelnici ai unor instituții ale statului să se abțină de la presiune pe care le fac asupra potențialului noștri candidați și pentru echidistanță, dacă tot fac acele presiuni, le recomand să le facă și asupra candidaților altor formațiuni politice. Deci noi nu am venit în fața dumneavoastră sau nu venim în fața dumneavoastră pentru a fi privilegiați sau favorizați, noi doar cerem acelor instituții și competitorilor noștri politici să avem condiții egale și legale pentru toți în această competiție electorală. Nu-mi fac probleme că în momentul în care se respectă legea de către toată lumea, Partidul Social Democrat ar avea vreo problemă în câștigarea alegerilor locale. Nu aș vrea să închei scurta mai intervenție, o să vin să fac vorbire despre ceea ce v-am spus. Astăzi sărbătorim 150 de ani de la înființarea Academiei Române, cel mai înalt for științific din România. Dați-mi voie ca și în numele organizației Dâmbovița a Partidului Social Democrat să urez mult succes în activitate aceste instituții și acelor persoane care își desfășoară activitatea sub acest prestigios for academic. Vă mulțumesc, colegii mei, în ordinea pe care o doriți, vă rog. O să vă spun la momentul potrivit, domnul Vorbăgelu. Nu vă grăbim. Acum. Acum, așa. Da, dar după, la sfârșit, preconcluzi. Nu le știți? Le bănuiți. Dacă tocmai a convenit domnul Alexandru Oprea, vă spun și eu bună ziua. După cum am stabilit mai devreme cu dumneavoastră, vom face o dată la două săptămâni conferințe de presă la sediul Partidului Social Democrat la Titu. Pentru săptămâna aceasta rămâne stabilit joi la ora 14. Am venit cu unul dintre subiectele abordate de domnul primar în replica pe care mi-a dat-o într-un comunicat de presă și o dovadă a faptului că primăria Titu nu a efectuat plata pentru cofinanțarea la lucrarea de extindere și modernizare a sistemului de apă și canalizare în orașul Titu. Îl rog pe domnia sa să citească înainte comunicatul de presă pe care colegii de-ai dumneavoastră îl redactează. Am aici dovada că primăria a plătit din totalul de 13 miliarde pe care îi datora conform OP 1946 din 16-12-2010, deci o hotărâre de Consiliul Local din 2010, cum că primăria ar fi trebuit în 2010, 2011, 2012 și 2013 să plătească absolut
și integral suma de 13 miliarde, dânsul a plătit până în momentul de față numai 2 miliarde 700, deci 40.000 în 2010, 100.000 în 2011 și 130.000, adică 1.300.000 de lei vechi în 2015. Prin urmare, primăria datorează 1.047.385 de lei vechi, adică aproximativ 11 miliarde, așa cum am spus. Prin urmare, lei noi, 11 miliarde lei vechi, 1 milion de lei noi. Prin urmare, dacă primăria nu efectuează această plată, există riscul ca proiectul să nu se mai implementeze, să lucrările să fie sistate și astfel 1200, 1300 sau 1400 în funcție de solicitările pentru că s-au mai construit locuințe între timp, să 1400 de imobili aproximativ să nu beneficieze de branșamente pentru apă și canalizare. Da, primarul replică spune că există o eșalonare a plăților și că nu trebuie făcute toate până la momentul V-am ăsta. Citit, ar fi trebuit făcute până în 2013. Deci dacă îmi permite da. Scurte observații și vine să tot și fac următoarea precizare. Deci nu are niciun fel de relevanță modul cum au fost fazate sau cum se derulează contractele cu plata acestei contribuții. Ceea ce trebuie să înțeleagă și primăria Titu și domnul primar Nicolae, dar dumnealui probabil e mai preocupat de notele de plată de la niște activități pe care le desfășoară decât de accesarea fondurilor europene. Acest contract sau contractul de finanțare pe program operațional sectorial de mediu 1, așa cum știți, trebuie finalizat la 30 iunie 2016. 30 iunie 2016 înseamnă că tot ce este legat de acest contract, adică plățile, avizarea lor de către autoritatea de management, de către organismul de implementare. Deci noi, practic, la 30 mai cel târziu ar trebui să avem și să facem dovada către autoritatea de management a efectuării acestor plăți. Este o contribuție asumată de către Consiliul Local din 2010, prin hotărâre de Consiliu, absolut legală. Este obligația asumată de către compania de apă mandatată de către Adi Dâmbovița prin votul reprezentanților Adi Dâmbovița și prin împuternicirea dată companiei de apă pentru accesarea acestor fonduri europene. Și vreau să vă spun că dacă primăria Titu, primăria Găiești, primăria Târgoviște, care mai au de dat și aproximativ 6 miliarde de lei vechi, nu și achită contribuția la aceste proiecte europene, puneți acest lucru pe seama dificultăților financiare pe care compania le are legate de aplicarea acelor corecții și o să ajungeți la concluzia că putem rata cu succes, să spunem foarte clar, un proiect european de aproximativ 125 de milioane de euro. Deci fac apel încă o dată la luciditate, la ce înseamnă angajamente legal asumate de către instituția în cauză. În același timp, mă văd obligat să fac precizarea că avem și, să zicem, o variantă de siguranță companiei de apă. Ea a fost aprobată de către BERD și am semnat scrisoarea trecută către BERD suplimentarea liniei de credit. O să fac tot ce omenește posibil să găsesc aproximativ 20 de miliarde de lei pentru a asigura cash-ul colateral suplimentării acestei linii de credit, dar vă spun fără putință de tăgadă că dacă voi rămâne la conducerea companiei, o să execut toate cele trei primării și o să le cer insolvența, pentru că sumele sunt destul de importante și sunt, conform legii, de natură să atragă astfel de consecințe juridice asupra instituțiilor în cauză. Și, bineînțeles, o să cer daune interese, o să motivez faptul că societatea pe care momentan o reprezintă, a fost împiedicată să acceseze bani europeni și eu zic că ăsta este un atentat, dacă îmi permiteți, nu numai la populația din județul Dâmbovița, beneficiară a acestor fonduri europene, în opinia mea este un atentat la siguranța națională a României. Pentru că accesarea fondurilor europene știu eu că este o premiză sau un principiu asumat de orice guvern, fie că a fost al PSD-ului sau al altcuiva,
și este o cerință la care trebuie să ne conformăm cu toți. Târgoviște, Găiești și Tiși. Din păcate, Titu are cea mai mare sumă. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Am făcut deja, am făcut demersurile, le-am făcut notificări. Sunt proprietarii companiei. De ce să nu poți fie? Dacă datorează o sumă chiar ca proprietar? Dacă revocă mandat, mare pierdere. Mare pierdere. Da. Plădus, mai ai ceva? Nu, mulțumesc mult. O să transmit și eu la conferința de la tine, okay. Dar vreți un serios de pe documentul ăsta. Candidatul nostru de la Mogoșani. Bună ziua, mă numesc Petre Alexandru, am 50 de ani, sunt candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al Comunei Mogoșani. Am decis să candidez pentru a face lucrurile să meargă mai bine în comuna noastră. Mai tare, domnul mai tare, mai cu curaj. Sunt și răgușit, da. Cu responsabilitate mi-am propus o serie de proiecte care vor prezenta un plus în viața locuitorilor Comunei Mogoșani, printre acestea pot enumera. Introducerea rețelei de apă și canalizare, introducerea rețelei de gaze, asfaltarea tuturor străzilor, construirea unei baze sportive, reînființarea unui cabinet stomatologic pe raza comunei, amenajarea unui teren sintetic de fotbal. Mai avem acolo un baraj unde s-a excavat, avem 40 de hectare de teren care ar trebui reîmpădurite, decolmatarea râului Tinoasa, sprijin financiar echipelor de fotbal, lăcașelor de cult, amenajarea de trotuare în zona unităților de învățământ și avem un sat, un zăvoi, acolo unde se cultivă legume. Să înființăm o piață de gros. Cam atât pentru aceasta. Din ce știu eu, nu am... Au făcut 1500 de metri de asfalt și acum vreo două săptămâni, trei, au schimbat lămpile de la după stâlpi. Care, din ce vizibil, ce, în rest nu știu să vă spun ceva mai... Nu, chiar nu s-a schimbat. Da. Cam atât s-a mișcat pe acolo. Sunt multe de făcut, chiar nu s-au făcut nimic. În primul rând, canalizare și apă, care sunt necesare. Nu mai poate lumea să bea apă din fântâni, din cauza asta. Că toată lumea are o baie, are o fazna și se duce în pânza freatică. Asta e problema principală la noi. Acolo v-au afectat și marastie de pânza freatică, că s-a dus? Da. Nu s-a dus pânza tot la nivelul a rămas, dar... Din contră, a rămas pânza și făcând haznale care și-au făcut, că n-au făcut ecologice, se infiltrează în pânza freatică. Am mai săpat fântâni acum 8 ani de unde ia lumea apă ca să poată să consume la 100 și de metri, nu știu, ceva de genul, fântâni arteziene. Mai avem de la zăvoi, iarăși de făcut una, că nu poate să mai bea apă din puțuri. Da, e logic, da. Cam în comună s-a făcut atât. Asfaltul la 1500 de metri, au schimbat lămpile acum și cu pietruituri, cred că, nu știu, dacă ne uităm în acte, s-ar putea să treacă peste nivelul castelului, câte piatră s-a băgat pe câte tone. Dar asta am și venit să facem o transparență totală, adică ce să consumă, să afișăm, să spunem, eventual și televizat. Și... E o grădiniță acolo. Dar și grădinița nu are un spațiu de joacă pentru copii. Faci grădinița în curtea primăriei. Eu nu știu cum au conceput-o. Unde îi dai copiii aia să iasă și la aer, să joace un spațiu, ceva? Acum vedem cum am reușit să desfacem acolo, să deconștiționăm curtea. Cu plăcere. Da, vă spun și eu bună ziua.
Organizația noastră PESACTIVIS Dâmbovița, după cum știți că este una dintre cele mai puternice din țară, ne-am făcut temele, suntem pe teren la strâns de semnături, am stabilit deja candidații pentru funcțiile de consilier local. Noi astăzi avem în jur de 30 de organizații legal instituite la nivel local și orășenesc din județ. Muncim, suntem serioși și sper să dăm randament și să fim siguri că vom face treabă bună pentru județ. Cam asta e situația la nivel de județ la Dâmbovița. Dacă aveți întrebări? Activitatea dumneavoastră o integrați cu cea a partidului? Păi da, noi suntem PSD, da, clar, fără discuții. Ne-am stabilit un target de peste 4.000 de semnături în astea 30 de organizații care până miercuri le avem. Pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean și pentru primari. Nu, ăsta e targetul. Miercuri o să avem situația exactă după teren, când avem ședință de birou și vom strânge toate datele din teren. Ok, mulțumim. Am văzut că ăștia au de vor să împrejească România așa pe teren economică din Europa. Bună ziua, mă numesc Șerban Valeriu și sunt candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar la Crevedia, Comuna Crevedia. Am 53 de ani, de profesie sunt inginer și învățător și profesor. Actualmente lucrez la Autoritatea Rutieră, sunt inspector de specialitate la Agenția București. Mi-aș permite să vă explicuiesc câteva puncte din oferta electorală. Țin să menționez că Comuna Crevedia, știți și dumneavoastră treaba asta, este o comună mare care cred că se apropie de 10.000 de locuitori. O mare parte din ei sunt locuitorii care s-au mutat de curând. Noi suntem mai departe de dumneavoastră. Mă refer la centrul administrativ al județului, dar mai aproape de București, centrul administrativ al țării. Și sunt foarte mulți locuitori care s-au mutat de curând și nu au buletine de Crevedia. Sunt cu domiciliu în Buftea sau în orașul București, dar și ei sunt locuitorii comunei noastre. Pretențiile sunt mari. Noi avem un buget destul de mare. Pot să vă spun decât ce știu din auzite, pentru că, apropo de transparență, la Comuna Crevedia am aflat prin intermediul unora dintre consilieri ce s-a discutat și s-a realizat sau ce s-a proiectat pentru viitorul apropiat. Și oferta electorală am structurat-o în felul următor. Referitor la infrastructura rutieră, noi avem marea majoritate a străzilor asfaltate, dar trebuie modernizate cele asfaltate, eu știu, trebuie extinse drumurile pietruite. Aceasta este necesar în toate satele din comună, avem 4 sate. Avem un proiect de apă și canalizare care se pare că trebuie să înceapă dintr-un moment în altul, dar nu pot să vă dau prea multe detalii despre acest proiect. Știu că în proiect sunt prinse 3 dintre cele 5 sate și sperăm ca noi să găsim soluția ca acest proiect să se extindă și în celelalte 2. Referitor la capitolul educație, sănătate, cultură, sport, vreau să vă spun că la Crevedia avem un teren de sport, dar este mai vechi și nu a fost modernizat de multă vreme și cred că și la noi, cum am aflat cu bucurie, la Niculești sau la Brezoaiele sau la Brezoaia, localități învecinate nouă, au apărut săli de sport. Cred că și Crevedia ar merita așa ceva. Cred că ar trebui să fie înființată o casă de cultură, un
punct de intervenție rapidă, noi fiind foarte, foarte departe de centrul Bucureștiului și de centrul județului și de Titu, avem probleme în ceea ce privește salvarea și pompierii și așa mai departe și trebuie să găsim o soluție ca aceste servicii să fie mai eficiente. Prin satul Dârza trece trenul și a existat o haltă, acum este doar un punct. A dispărut pur și simplu clădirea de acolo, sunt foarte mulți locuitori care încă fac naveta în București și cred că trebuie să găsim o soluție să reînființăm această haltă. Avem în plan să achiziționăm un utilaj multifuncțional pentru dezăpezire. Trebuie să prelungim rețeaua de gaze care nu există în satul Cocan și în extremitățile celorlalte sate. Vrem să achiziționăm un autobuz pentru că există un microbuz care este donat de Ministerul Învățământului sau de Consiliul Județean și care la momentul ăsta nu funcționează pentru transportul copiilor din localitate. Avem probleme cu parcările, cu trotuarele, cu parohiile, pentru că știu că o directivă europeană spune că ar fi bine să avem capele în localitățile noastre și, din păcate, avem probleme și cu cimitirele, pentru că sunt insuficiente și trebuie să găsim soluții și pentru, să zic, strămoșinoții, pentru cei care s-au dus. De actualul primar ce știți? De actualul primar știu că îl cheamă Florin Teodorescu și că este acasă, are o problemă cu instituțiile statului, este în control. Este în control judiciar. Aș vrea... nu știu... Nu știu ce problemă are, ce mai candidat. Păi știu ce problemă are, știu care... Poftiți? Nu candidează, după câte știu eu. Deci are o problemă cu instituțiile statului, în sensul că este într-un... Nu e sigur, e posibil orice. Vreau să spun că relația mea personală cu primarul a fost o relație bună și este în continuare, cel puțin așa sunt eu construit. Nu, deci eu vorbesc... Eu vorbesc de relația mea umană, nu de relația instituțională, că n-am avut o relație... Le-a spus prima dată de buget, că pe auzite știți că are o comună cu buget mare. Da. Păi eu nu am consilier local, să știți, consilierii locali sunt cei care au fost ai celor care au candidat până acum. Eu abia... Poftiți? Da, este mult de discutat aici, deci PSD-ul a avut niște, ca să zic așa... Da, o organizație foarte frământată și mi-e greu să fac așa paranteza. Deci, în 2012 sau 14, Florin Teodorescu era la PD și a trecut la PSD, PSD-știi ăia vechi s-au supărat, au trecut în altă parte, acum, pentru că nu candidează Florin Teodorescu la PSD, au venit înapoi și tot așa. Și când spunem noastră de consilier, da, de la consilier știu, dar din auzite nu am intrat în posesia unor documente ca să vă spun exact care sunt situațiile de fapt. Să sperăm? Da. Și eu la fel, asta am și vrut să spun. Deci, mă întreba cineva la un moment dat ce relație și dacă domnul Teodorescu, care a fost reprezentantul nostru până mai ieri, sau poate este încă membru al Partidului Social Democrat, dacă mă susține. Și eu vreau să vă spun că declarativ, da. Eu am avut o discuție gândându-și și a zis, da, domnule, ești bun, ești așa, te susțin, dar... Din păcate, eu cred că doar declarativ. Și nu mai intru în amănunte, pentru că mai sunt încă trei candidați și poate are o orientare că este posibil și treaba asta.
unul dintre candidați fiind un fost viceprimar, din cei patru care s-au tot perindat în ultimele luni la primărie. Asta ca să înțelegeți de ce nu sunt așa de bine pus la punct cu situația de fapt în primărie, unde, din păcate, la momentul ăsta e o degringoladă, o debusolare totală. Da, vă rog, dacă mai aveți întrebări și pot să vă răspund. Mulțumim, domnule. Vă mulțumesc și eu. Repetați că n-am fost, n-am înțeles. De. Ministrul al Agriculturii a terminat setul la devine rupălat de la Pișicultură? Da. Nu știu care este zona și dacă fostul ministru are case acolo. Să știți că sunt foarte multe case, foarte multe cartiere, încă nu sunt în măsură să vă spun ale cui sunt. Da, o să le găsesc dacă ajung la primărie. Vă mulțumesc. În preambulul conferinței de presă făceam un apel la ceilalți competitori politici să respecte legea și vă explicam că suntem foarte atenți la ce se întâmplă cu competitorii noștri politici. În urmă cu aproximativ o lună de zile, candidatul unei formațiuni politice, nu știu cum să o numesc, UNPL, cred că e mai corect, la funcția de primar al municipiului Târgoviște, într-un birou al organizației respective, într-un birou municipal, a luat niște măsuri de restructurare a activității, în sensul că a încetat mandatele unor persoane alese statutar în cadrul unor foruri ale formațiunii respective și au fost numite alte persoane prin hotărârea forului lor de conducere județean. La momentul respectiv am zis că poate domnul Babeu, ales proaspăt secretar executiv sau secretar general al municipiului, al organizației municipiului Târgoviște, știe ce face. Și ca mână să, ca adjunct al său sau ca mână dreaptă a dumnealui a fost numit un domn Stan George. Domnul Stan George, dacă vă aduceți aminte, era mare consilier al unor candidați ai Partidului Democrat Liberal la funcția de primar. A stat, bine mersi, în primărie. A venit domnul Cristi Stan și a spus că e bine să se întoarcă la activitatea de taximetrie legală pe care o desfășura. Vreau să vă spun și probabil dumnealui, ocupat fiind cu activitatea de taximetrie, probabil n-are timp să citească ce înseamnă legislația în domeniul finanțării partidelor electorale și ce înseamnă campania electorală și fac un apel la instituțiile statului să verifice modul în care acest domn Stan George distribuie vouchere din partea unei societăți comerciale aparținând unui probabil candidat pe lista de consilieri locale a UNPL-ului, că nu știu dacă o să candideze de la PNL sau de la UNPR, și se distribuie vouchere pentru servit masa acestor taximetriști. Probabil vor fi destul de activi în a căra electoratul din municipiul Târgoviște la vot și trebuie recompensați sau într-un fel trebuie plătite aceste servicii. De solicit public instituțiilor statului să verifice modul în care aceste vouchere sunt distribuite acestor persoane. N-aș fi făcut acest lucru dacă n-ar fi o lege în vigoare și este legea 334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și undeva la articolul 14 spune foarte clar, aliniatul 2, partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate reglementată de legea 31/90 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Deci, dacă dumnealor vor să facă niște donații, eu am rugămintea să le facă legal, adică să se înregistreze frumos și să știm și noi că respectiva societate de alimentație publică, care are un punct de lucru sau un spațiu în apropierea campusului universitar, ca să vă dau mai multe date, pentru că, de regulă, noi cunoaștem și afirmăm niște lucruri în cunoștință de cauză și pe baza unor date pe care le obținem
de la colegii noștri de partid. Deci asta este unul din cazurile de încălcare flagrantă, spun eu, a legii. Este, în opinia noastră, un nou caz de încercare de mituire a potențialilor oameni care vor participa în luna iunie la vot. Un alt caz pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră, se referă la, și îmi pare rău că astăzi n-a putut să vină colegul nostru de la Butimanu, pentru că va fi prezentat în continuare niște cazuri în care se desfășoară activități de stabilirea unor domicilii pe raza unor unități administrativ-teritoriale sau se încearcă strângerea unor documente de identitate de la persoane care sunt cunoscute la nivelul localităților ca o situație socială mai precară. Bănuiesc eu, sau motivația pe care o prezintă respectiv este aceea de a completa listele de semnături pentru susținerea candidaturii, dar nu văd ce rost ar avea strângerea acestor documente de identitate dacă nu de blocare a respectivului acces al persoanelor respective pentru a participa la votul din 5 iunie. Și vin în fața dumneavoastră, semnalându-vă de această dată o situație de pe raza localității Răzvad și la fel vă spun că prin grija Departamentului Juridic al Partidului Social Democrat o să facem plângeri prin care o să semnalăm astfel de încălcări ale legii către instituțiile statului. Domnul Firățoiu Eugen, angajat al District Gazului, candidat pe lista de consilieri locali ai unei formațiuni politice, mi-e greu să o definesc, că va fi PNL sau UNPR, eu îi zic UNPL, pentru că spun acest lucru neștiind încă apartenența certă a mentorului lui, domnul Petre Coman, a mers în comuna Răzvad la două familii și contra unor sume de bani a solicitat documentele de identitate ale membrilor acelei familii, motivând că are nevoie pentru lista de semnături, uitând însă să restituie respectivele documente de identitate, motivând că le păstrează la respectiv. O să fac o plângere penală și împotriva dumnealui și a mentorilor lui spiritual, pentru că, așa cum am spus-o, nu putem fi de acord cu încălcarea legii, nu putem fi de acord cu astfel de practici abuzive și nu putem fi de acord cu lucruri de genul acesta perpetuate la nesfârșit și care aduc aminte de un mod absolut deplorabil în care anumite formațiuni politice au înțeles să-și apropie electoratul. Nu în ultimul rând îmi permit să vin în fața dumneavoastră și să fac un apel la conducătorii instituțiilor publice care și-au sediu în județul Dâmbovița sau care sunt subordonate fie la Ploiești, fie la București, pentru că în ultima perioadă au venit fel de fel de circulare care, pe de o parte, în opinia mea, sunt undeva, să spun așa, la limita legii, în sensul că nu interzic, pentru că ar fi foarte grav dacă ar interzice unor oameni să-și exercite un drept prevăzut de Constituția României, dreptul de care este suveran, dreptul de a alege și de a fi ales, ci recomandă celor care, într-un fel sau altul, doresc să se implice în campanie electorală, fie să se suspende din funcție, fie să nu se înscrie în această competiție electorală, fie să renunțe la o astfel de intenție. Eu mi-aș dori ca astfel de recomandări să fie valabile și pentru reprezentanții Partidului Național Liberal și nu numai pentru reprezentanții Partidului Social Democrat. Deci avem cazuri, exemple concrete, când candidați de-ai noștri aflați fie pe lista candidaților la funcția de primar, fie pe lista de consilieri locale au fost chemați de către șefii respectivelor instituții și li s-a recomandat, repet, recomandat, că este mai bine pentru dumnealor să nu se implice și să nu candideze la aceste funcții. Vreau să vă spun că astfel de practici sunt pe lângă lege, sunt, eu zic, în contradicție flagrantă cu textul de lege și, în opinia mea, reprezintă o imixtiune și o atingere adusă drepturilor acestor persoane de a alege și de a fi aleși.
V-am spus, aș înțelege o astfel de practică dacă ar fi echidistantă sau în egală măsură s-ar aplica și pentru cei care candidează pe listele altor formațiuni politice și nu numai la Partidul Social Democrat. O să fiu foarte tranșant, astfel de cazuri am întâlnit la Direcția Generală a Finanțelor Publice, nu de către conducerea actuală a Finanțelor Publice de la Dâmbovița, ci de către șefii anumitor servicii subordonate la Ploiești și la București. Am întâlnit astfel de situații sau astfel de recomandare este venită din partea Ministerului Educației și tare aș fi și eu curios dacă, mă rog, conducerea actuală a Inspectoratului Școlar Județean se va suspenda pe perioada campaniei electorale, pentru că cu siguranță vor dori să candideze la niște funcții și mi-aș dori să văd acest lucru. Am întâlnit astfel de cazuri și fără niciun fel de problemă, angajații ai Rom Silva au fost chemați și li s-a pus în vedere acest lucru și mai pot continua cu nenumărate exemple. Avem și documente scrise care arată aceste recomandări venite din partea instituțiilor centrale. Garda de Mediu? Garda de Mediu n-am un document, că mie îmi place să mă pronunț pe documente și pe date și informații verificate, nu așa la nivel de zvon. Dar, repet, mi-aș dori ca dacă există competiție și dacă există reguli, să fie aplicate în egală măsură pentru toți competitorii. Pentru că nu cred că vreodată Partidul Social Democrat a interzis cuiva dreptul prevăzut, repet, de Constituție, de a candida la vreun tip de alegeri. Bun, dacă sunt întrebări, vă stau cu plăcere la dispoziție. Tăceți? Deci este secretar adjunct, domnul Stan. Domnul Stan George, da. Lider al taximetriștilor, înțeleg, din municipiul Târgoviște. Vouchere în valoare de 7 lei, vă dau și nu clienților, șoferilor de taximetre, că pot servi prânzul la un... nu la Casa Gurmandului, domnul. Că dacă ar fi la Casa Gurmandului... Păi ce mai e acolo? Ce mai este acolo mai jos? Nu știți? Șerif. Nu. Păi nu v-au dat pentru că dumneavoastră nu sunteți șofer de taxi. La Del Ponte, doamne. Să vorbim în cunoștință de cauză, da. 7 lei. Păi nu, voucherul înseamnă reducerea. Mai plătești probabil diferența. 3 lei, 5 lei, masă. Dar mi se pare o practică în contradicție cu legea electorală. Dacă nu face recomandări politice, dumneavoastră, domnul Petruț, vreți să credeți că eu sunt chiar atât de naiv? Cineva care mănâncă 2 luni de zile gratuit nu face niciun fel de recomandare politică? Da, aș putea crede acest lucru dacă domnul Stan ar fi vreo fată mare a politicii autohtone, dar cunoscându-l și știind aplicarea dumnealui spre culorile galben-portocalii, nu cred că e o cocotă, așa cum spune domnul Obăgilă. Da, nu mi-aparține această recomandare. Deci, dacă dumnealui ar fi doar liderul taximetriștilor și n-ar fi secretarul adjunct al unei organizații municipale, așa aș putea înțelege, dar având în vedere calitatea politică a dumnealui, cred că intrăm cumva la încercări de mituire a potențialilor electori. Când va fi anunțată lista de consilieri județeni? Probabil săptămâna viitoare, pentru că, apropo de chestiunea aceasta, suntem acum în faza în care verificăm dosarele de candidatură ale tuturor candidaților, fie că sunt ei candidați la funcția de primar, fie că sunt candidați pentru consiliile locale. Ne propunem ca sâmbătă, duminică, să finalizăm această operațiune. Am avut deja, cred că 2 runde de întâlniri și vineri și ieri am avut cu, cred eu, aproximativ 40 de localități până astăzi, pentru că și aici este o problemă. Au apărut modificări ale formularelor declarațiilor de avere, modificări ale formularelor privind declarația de colaborare sau nu cu fostele organe de securitate, dar eu nu văd de ce n-am trece și o declarație de colaborare sau nu cu foste organe de informații străine, că cred că ar fi utilă pentru clasa politică românească, dacă tot trecem să știm pe cei care au colaborat cu securitatea.
Au intervenit modificări ale declarației de asumare, de candidatură, de acceptare a candidaturii. Deci tot au venit recomandări de la Biroul Electoral Central, fie de la PSD, de la sediul central. Noi sperăm ca până duminica viitoare toate aceste liste să le avem verificate. Suntem în faza finală de strângere a semnăturilor. Vom avea un număr reprezentativ de semnături. Vom avea candidați, v-am spus, în toate localitățile județului. Și așteptăm încrezători, sperând că instituțiile statului își vor face în continuare datoria și vor contracara toate potențialele acțiuni de mituire a, sau de încercare de mituire a electoratului. Și vreau să vă spun că voi fi un semnal pentru, sau voi încerca să dau semnale în momentul în care vom avea date și informații verificate acestor instituții pentru ca să se respecte legea. Dacă noi o respectăm, avem măcar minima pretenție ca și ceilalți competitori ai noștri să o respecte tocmai pentru a porni de la condiții egale. De veți avea și o lansare participarea conducerii centrale? Vom avea și o lansare, vom avea lansări în fiecare localitate a județului, vom avea meeting-uri, vom face un program de lansare a celor candidaturi, cum de asemenea momentul depunerii candidaturilor veți fi anunțați, pentru că ne-am propus să facem niște evenimente din câteva lansări, cel puțin pentru orașe, pentru municipii, pentru comunele mari. Și începând de pe data de 12, spunem noi, până pe 24, vom face aceste activități de depunere a candidaturilor la birourile electorale de circumscripție. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt. Vă mulțumim și vă urăm o după amiază și o zi plăcută în continuare.